Bine ați venit la această scurtă prezentare a unui joc de șah. De fapt, nu a unui joc de șah, ci a posibilităților de mutare a pieselor. Pentru cei care nu știu să joace șah, începe cel ce joacă cu albele. Pionii, ăștia sunt pionii. Aceasta este tura, calul, nebunul, regina, regele și cam astea sunt. Deci pionul, se începe ori cu pionul, se poate începe și cu calul și cam atâta, restul pieselor deocamdată sunt blocate. Deci se poate înainta o pătrățică sau două, pentru că de pe poziția aceasta pionii pot înainta două pătrățele. După ce începe jocul, oricând poate ajunge pionul acesta aici sau direct aici. Dar după ce ajunge aici, merge doar o pătrățică. Să zicem că răspunde așa aiurea, cel ce joacă cu negru, că își dă piesa cumva așa. Dar ca să înțelegeți cum poate o piesă să ia piesa adversarului, vă arăt acum. Uitați așa, o ia. Ei, pionul, dacă, spre exemplu, pionii erau față în față, pionul alb nu putea lua pionul negru, pentru că pionul ia doar în diagonală. Dacă, de exemplu, se afla aici, putea să ia aici, sau aici, dar nu în față, aici, dacă sunt așa, este blocat, nu poate înainta. Până când, spre exemplu, să zicem că vine calul cumva de aici, să cine știe ajunge aici, și el mișcându-se în L, poate să ia pionul. Așa, deci, acum ziceam calul. Calul se mișcă în L. De exemplu, este aici, poate să se miște aici, deci de aici, aici, poate să se miște de aici, aici. Se mișcă în L sau de aici, dacă era liber, venea aici. Așa, tura se mișcă înainte sau în toate direcțiile, mai puțin pe diagonală și merge cât vrea ea. Așa. Aici, dacă era liber, nebunul putea să înainteze până aici. Deci, dar nu mai mult, adică nu poate să vină până aici. Deci merge pe diagonală nebunul. Dacă este aici, poate să meargă cât vrea în direcția aceasta sau pe diagonală în partea aceasta. Cât vrea. Bineînțeles, după ce ia aici, să zicem, se oprește. Nu putem să jucăm așa. Se joacă pe rând. Mai întâi alb, o mutare cel cu alb, o mutare cel cu negru. Așa. Deci ziceam că merge pe diagonală, dar nu poate, de exemplu, de aici să ajungă aici și după aceea să continue așa. Nu. Prima mutare, să zicem, a nebunului, este de aici și vrea să ajungă aici. Și atât. După aceea mută cel cu negru. Nu poate să vină și așa, că se oprește aici în margine și nu mai are cum să înainteze, nu. Așa, v-am zis despre pion, despre nebun, despre cal, despre tură. Acum regina. Regina poate să se miște în orice direcție, inclusiv pe diagonală, câte pătrățele vrea, dar nu poate să se miște cum se mișcă calul în L. Asta nu poate să facă. Deci, de exemplu, regina este aici. Și rândul celui care joacă cu alb să mute, pur și simplu va lua pionul aici și a ajuns aici. Și acum nu știu cel cu alb, na, ce poate să facă. Poate, de exemplu, vedeți calul aici, poate să atace regina. Vine de aici, aici, în L și atacă regina. Așa, ce vreau să vă mai spun despre rege. Regele, să zicem că, na, calul este aici și ajunge aici. Ei, când a ajuns aici, după cum vedeți, atacă regele și negru, cel care joacă cu negrele, îi spune regelui șah. Ei, dacă regele ar fi fost blocat aici, regele n-ar mai fi avut unde să mute și atunci când calul de aici, să zicem, ar fi ajuns aici, ar fi zis deja șahmat, pentru că regele n-are unde să se mute, așa că este șahmat, n-are unde să se ducă. Calul, să zicem că nu poate fi luat de nicio piesă, mă rog, în cazul acesta poate fi luat de pion, dar să zicem că nu știu, acum dacă vezi varianta așa reală, na, nu știu, poate să zicem altfel, nu știu, ar fi ajuns calul aici și aici, nu știu, să zicem că, trebuia să fie un pic mai complex, nu știu, spre exemplu, să mai fie și, nu știu, nebun pe alb aici. Și atunci, nu știu, să zicem că dar poate să dă șah și acum, na, este mat, ia să vedem dacă poate muta albul undeva. Aici nu poate să mute și nici aici.
Deci, teoretic, dacă era acolo nebunul și calul vine aici, teoretic ar fi, să zicem, șahmat. Calul nu poate să fie luat de nimeni, nebunul nu poate să fie luat nici el de nimeni și este șahmat. Bine, să aveți o zi bună!